poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva pe cineva sau pentru a executa o mișcare, prinde o minge, aruncă ceva. Își pune singur pantofii și își leagă și returile, se îmbracă și se dezbracă singur. Demonstrează conștientizarea simțurilor în acțiuni, recunoaște obiecte ascunse prin pipăit, execută mișcări la auzirea unor comenzi, recunoaște mirosuri. Demonstrează independență în igiena personală. Se spală, șterge singur pe mâini, își acoperă gura cu mâna când strănută tușește, folosește ba toaleta, batista. Demonstrează cunoașterea regulilor de siguranță în jocul simbolic. Gru Grupează obiecte care întrunesc două criterii concomitent lucrează în grup pentru soluționarea unei probleme utilizând strategiile dezvoltate de grup. Numără cu ușurință până la 10, 20. Creează, copiază și construiește forme, cerc pătrat, triunghi. Descrie și compară nevoile de bază ale ființelor vii. Descrie timpul probabil și ilustrează o anumită stare a vremii. Utilizează semne convenționale pentru ape, ploaie, munți, ninsoare, anotimpuri, zile ale săptămânii. Formulează întrebări referitoare la schimbările din jur. Exprimă dorința de a învăța să realizeze anumite acțiuni de autoservire, să confecționeze obiecte, jucării sau să găsească informații despre subiecte de care este interesat. Face planul unei activități din 3-4 pași și îl pune în practică. Se concentrează la o activitate 20 de minute fără supervizare. Găsește forme și mijloace noi de exprimare a gândurilor și emoțiilor, prin muzică, desen, dans, joc simbolic. Utilizează și combine materiale și strategii în modalități noi pentru a explora sau rezolva probleme.